O semintă la 34 de migranți, inclusiv 20 de copii care au fost abandonați de călăuze în timp ce încercau să ajungă în Algeria, au fost descoperite în deșert, au anunțat autoritățile din Nigeria. Cel mai probabil aceștia au murit de sete, întrucât temperaturile din regiune ajung și până la 42 de grade Celsius, iar furtunile de nisip sunt frecvente. Un spital sprijinit de organizația umanitară Medici Fără Frontiere a fost distrus la Alep, în nordul Siriei, în urma unui bombardament aerian care a încălcat dreptul umanitar internațional, fără a provoca însă victime, a anunțat la Paris un reprezentant al organizației neguvernamentale. Conform organizației menționate, acest spital furniza asistență medicală primară, servicii chirurgicale și dispunea și de un serviciu de maternitate. Polițiștii francezi și belgieni au primit informații potrivit cărora mai multe grupuri mici de militanți ISIS au părăsit Siria, îndreptându-se spre cele două țări europene pentru a pregăti o serie de atacuri teroriste. Serviciile secrete belgiene au transmis omologilor franceze această informație, iar acum forțele antiteroriste ale Franței a hotărât sporirea măsurilor de securitate. Un mall din Bruxelles, un lanț de fast food american și organele de poliție s-ar număra printre țintele avute în vizor de grupurile de teroriști.